o problemă statică nedeterminată, cadre sau bară cotită, da? Deci se folosesc și cadre și bare cotite de numire la astfel de sisteme. Deci problema dată a fost la faza națională, profil mecanic din Ploiești 2019. Deci cam așa arată. Deci faza națională. Da, profil mecanic Ploiești 2019. Deci se dă o bară cotită, formată din trei bare drepte. Asupra barei cotite acționează o forță distribuită uniform cu intensitate Q pe lungimea 2A și un moment concentrat 3QA pătrat. Ce se cere? Se cere să se traseze diagramul de eforturi, moment din covoiere în jurul axei Z, forță stătătoare și efort axial. Și se mai cere să se calculeze deplasarea punctului K, situat la mijlocul deschiderii CD. Deci în punctul ăsta se cere deplasarea. Deci cum rezolvăm o astfel de problemă? Etapele sunt următoarele. Deci, în primul rând, determinăm cât de serioasă este problema, deci gradul de nedeterminare. Deci, problema dată va avea trei legături cu exteriorul în secțiunea A, moment și două forțe și o forță, deci în secțiunea E. Secțiunea E. Nu este un cadru nedeterminat interior. Deci sunt zero conturi interioare. Și astfel, deci vom avea trei ecuații de echilibru pentru un sistem în plan și patru necunoscute. Trei în secțiunea A, una în secțiunea E. 4 minus 3 dă 1, deci problema este simplu static nedeterminat. Deci cum procedăm la rezolvarea problemei? Deci primul pas, gradul de nedeterminare. Deci gradul de nedeterminare este următorul. A. Legăturile cu exteriorul. Deci numărul de legături cu exteriorul. Deci avem 3 în secțiunea A plus 1 în secțiunea E. În total 4. 4 legături cu exteriorul. Numărul de legături interioare. Nu avem niciun cadru închis, o să zic, nicio legătură interioară. 0. Deci 3 dimulțit cu K, unde K este numărul de contururi închise. Va fi 3 ori 0 egal cu 0. Și gradul de nedeterminare. Deci este următorul. Numărul de legături cu exteriorul plus numărul de legături interioare minus numărul de ecuații de echilibru pe care le putem scrie pentru sistemul dat. Deci vom avea 4 plus 0 minus 3, că numărul de ecuații de echilibru pentru un sistem în plan, de exemplu, cum este asta, pot fi scris 3 egal cu 4 minus 3, 1. Deci gradul de nedeterminare este egal cu 1. Problema este simplu static nedeterminat. Cum ridicăm nedeterminare? Sunt mai multe metode. Cea mai simplă, după părerea mea, este deci metoda eforturilor. Metoda Moore-Maxwell de integrare sau metoda Moore-regulă lui Verestchagin. Dacă alegem metodele eforturilor, de exemplu,
care o voi aplica acum. Da? Deci noi trebuie să transformăm sistemul static nedeterminat într-un sistem de bază, fără legătură, fără forțe din exterior. Deci primul sistem de bază. Pentru sistemul dat este următor. Deci ăsta este primul sistem de bază. Pentru el compunem sistemul echivalent. Sistemul echivalent. Sistemul echivalent este sistemul la care eforturile interioare, deci MZTN, inclusiv deplasările și absolut tot restul, trebuie să fie egale cu sistemul inițial. Și de fapt este același sistem, atât că adăugăm, deci aici forța X1 pe care noi nu o cunoaștem, generează E și forțele exterioare, deci 3 kg pătrat și forță distribuită uniform. Deci asta este sistemul echivalent. Deci la el toate eforturile interioare vor fi egale cu sistemul inițial. Deci asta este primul sistem de bază. Cum alegem sistemul de bază? Sau cum adoptăm sistemul de bază? Deci noi trebuie să adoptăm un sistem care va fi static determinat. Iar sistemul echivalent este sistemul de bază la care se adaugă. Deci sarcinile exterioare, în cazul nostru forța distribuită, moment concentrat și necunoscuta care trebuie aflată. Sistemul echivalent numărul 2. Sistemul de bază numărul 2, de fapt, aia va fi sistemul echivalent numărul 2. Deci înlăturăm momentul. Necunoscută de tip moment. Deci lăsăm reacțiunea, da? Sau rezum. Iar sistemul echivalent pentru sistemul ăsta de bază va fi următorul. Deci reazimile rămân. Avem forța distribuită uniform. Avem momentul concentrat. Iar aici, cam eliberat, trebuie să adoptăm moment care la fel este egal cu X1. Deci ăsta este sistemul echivalent pentru sistemul nostru. A treilea sistem de bază și este următorul. Da, deci noi am eliberat momentul, noi putem ce să facem? Noi putem să-i permitem deplasarea secțiunii A pe orizontală. De fapt, hai să-mi spun aici. Deci îi permit deplasarea pe verticală, dar nu-i permit rotirea, nu-i permit deplasarea pe orizontală.
Deci voi avea necunoscută X1, care nu o cunosc. Da? Trebuie fată. Deci asta va fi sistemul echivalent numărul 3. Numărul 4. Sistemul de bază numărul 4. Deci ei pot permite rezimul este deplasare pe orizontală, dar nu-i permit deplasarea pe verticală, nu-i permit rotirea. Deci trebuie să-i eliberez de un necunoscut. Deci o să-i inventez așa un mecanism care nu i-ar permite rotirea. Nu i-ar permite deplasarea pe verticală, dar îi permite deplasarea pe orizontală. Și sistemul echivalent, numărul 4. Și ce voi avea? X1, care trebuie aflat, forța distribuită, și momentul concentrat. Deci acesta este sistemul echivalent numărul 4. Și mai putem inventa. Putem inventa următorul. Deci noi lăsăm sistemul ca cel inițial, da? Cu reazimile aici, dar adăugăm, să zicem, o cuplă cinematică de rotire, care o să-l scriu aici mai jos, sper să mă încălzim. Deci am, de exemplu, sistemul echivalent numărul 5. Ele pot fi compuse și mai multe, evident. Deci, sistemul de bază numărul 5. Deci, înclosăm la fel încastrare aici. Aici vom lăsa reazimul ăsta. Și să spunem că în punctul ăsta, deci adaug o cuplă care îi eliberează deci de moment. Iar sistemul echivalent numărul 5 fi următor. Forță distribuită. Iar la jumătate, voi deci vom avea moment X1. Pot compune mai multe. Deci, spunem că avem 5. Din astea 5, noi trebuie să alegem sistemul echivalent care nu permite de nicio deplasare, da? Care nu este mecanism. De exemplu, sistemul echivalent numărul 1, da? Deci, sistemul echivalent numărul 1 este rezemat cu un rezim de tip încastrare, care nu îi permite nicio deplasare, nicio rotire. Da? Deci este un sistem static determinat. Sistem echivalent numărul 2,
Deci, la fel, asta nu permite deplasare pe orizontală, pe verticală, permite rotire. Însă, aici avem un reazim care nu i-ar permite rotirea. Aici. Reazimul ăsta permite deplasarea pe verticală și reazimul ăsta permite deplasarea pe verticală. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că, în principiu, sistemul ăsta i-ar permite deplasarea pe verticală infinit de mică. Deci, asta sistem echivalent numărul 3 și sistemul de bază numărul 3 nu sunt bune. De ce? Deoarece este mecanism. Sistemul ăsta, deci reazimul ăsta permite deplasare pe orizontal, însă reazimul din punctul E nu permite deplasare pe orizontal. Asta nu permite rotirea, nu permite deplasare pe vertical, deci în principiu sistemul numărul 4 este bun, sistemul numărul 5 la fel este bun. Cel mai simplu sistem echivalent care ar merita să fie luat pentru calcul este sistemul de bază numărul 1 și sistem echivalent numărul 1, da? Că aici vom avea doar 3 necunoscute și, în principiu, se poate trasa diagramele foarte ușor. Deci, alegem un sistem. Să zicem că am ales sistemul echivalent numărul 1. Deci, asta va fi 1, 2, 3. Trei etape. Alegem sistemul numărul 1. Deci sistemul de bază numărul 1. Și sistemul echivalent. Deci asta va fi sistemul de bază. Aici mai jos, sistemul echivalent. Asta va fi tot e 1, sistemul echivalent. Deci vom avea forța x1. Deci mai trebuie să aflăm pe x1. Următoarea etapă. Scriem ecuațiile canonice. Deoarece sistemul este simplu static nedeterminat, vom avea o simplă ecuație canonică. X1, delta 1, 1, plus delta 1, 0, egal cu 0. X1 este necunoscută, care trebuie să o aflăm, dacă noi am cunoaște-o, atunci deplasarea în punctul ăsta va fi egal cu 0. Deci este egal cu 0 pe orizontal, deoarece noi avem reazim care ne permite deplasarea pe orizontal. Și asta este ecuația canonică. Următoarea etapă, deci noi trebuie, ce să facem? Trebuie să aflăm, deci acești doi coeficienți, delta 1, 1 și delta 1, 0. De ce? Deoarece aici, forța de care noi avem nevoie ca deplasarea în punctul să fie egal cu 0, va fi minus delta 1, 0, delta 1, 1. Deci noi trebuie să aflăm acești doi coeficienți. Cum aflăm acești doi coeficienți? Deci, pentru sistemul de bază, adăugăm doar forțele care acționează din exterior și momentele.
iar x1 va fi egal cu 0. Și avem nevoie și de deplasarea, care o vom calcula în reazin, care a fost alăturată în x1, cu forță fictivă. Și avem nevoie de coeficienți. Deci asta va fi schema sau sistemul de bază cu încărcări reale. Iar asta va fi sistemul de bază cu încărcări fictive. Și adăugăm încărcare efectivă, presupun că deplasarea va fi în punctul ăsta. Forța este egal cu 1. Deci este sistemul de bază cu încărcare efectivă. Acum ce trebuie să facem? Trebuie să trasăm diagrama de momente cu încărcări reale, diagrama de momente cu încărcări efective. Cum? Deci pentru sistemul ăsta trebuie să trasăm diagramul, da? Trebuie să spunem că eu de la început nu este și avem încărcările exterioare. După care presupunem că nu sunt. Nu există nici reazimul, nici încărcările din exterior, dar avem o forță aici în secțiunea E. Deci pentru sistemul de bază ales, da? Deci, na, pe problema asta, cred că o să o voi face. Da, deci, să zicem că secționăm x1. x2. Și x3. Va fi așa aici. x1. X2 și X3. Pentru diagrama cu deci cu momente fictive, da? X1 aparține deci de la 0 la A. Deci, latura asta este egal cu A. Deci, asta la fel cu A. Asta cu 2A. Deci, X1 aparține de la 0 la A. Momentul fictiv pentru regiunea 1 va fi egal. Deci trasăm fibra interioară. Fibra interioară din cauza forței 1, deci se va comprima, va fi cu minus și va fi 1 forța ori x1 pentru prima regiune. Momentul cu încărcări reale. Nu avem nicio forță, nicio forță distribuită, absolut nimic. Trasez fibra interioară. După regula de semne, nu am nicio forță, nu am nimic, deci nu se întâmplă nimic în bara ED, da? Ar fi egal cu 0. Pentru regiunea 2. Regiunea 2 ia valori de la 0 până la 2a.
M z efectiv de x1. Deci aici voi avea rabatere în punctul ăsta, voi avea rabatere diagramei, deci va fi 1 ori care comprimă, deci vom avea minus A. MZ cu încărcări reale de x2. Aici am forță distribuită care comprimă fibra interioară, deci vine cu minus, minus Q. Este distribuită pe distanță sau pe lungime x2, iar brațul va fi x2 pe 2, da? Este distribuită uniform și Q este constantă. Așa, deci pentru regiunea 3. Regiunea 3 ia valori de la 0 la 2a. MZ fictiv. Dx, deci x2 x3 dx3. Deci forța 1 ce tinde să facă? Tinde să da, deci noi avem în primul rând rabaterea diagramei de pe bara de sus, minus A. Iar forța 1, dacă o implementăm aici, da, tinde să întindă fibra interioară din bara AC. Da? Deci plus X3. Plus X3. MZ cu încărcări reale. Deci aici voi avea rabatele diagramei, care va fi minus Q ori 2A pătrat pe 2. Deci minus 2QA pătrat plus momentul concentrat. Momentul concentrat tinde să întindă fibra interioară. 3QA pătrat. Da? Deci Q tinde să rotească și să comprime fibrele. Iar momentul concentrat va întinde fibra interioară. Și altă forță nu avem. Deci este constantă pe toată regiunea. Deci, pe acum putem trasa diagramele. Deci, pentru diagramă voi face mai mare, ca să fie clar. Și deci asta va fi diagrama de moment fictive. Și aici avem, deci, funcțiile, da? Și asta va fi diagrama cu momente reale. Deci aici o spun MZ fictiv. Aici MZ cu încărcări reale. X1. Deci este o funcție lineară care comprimă fibra interioară. Deci va fi egală cu 0. Când x1 este egal cu 0.
Stresez fibra interioară. Va fi 0 aici. Și când x1 este egal cu a, minus a. Valorile cu minus se trasează în afara, se primește deasupra fibrii interioare. Da? Valoarea este minus a. Pentru x2, deci este constantă pe toată regiunea și este egal cu minus a. Și evident că aici trebuie să avem rabatele în diagrame. Deci asta va veni minus a și asta minus a, da? Asta e minus aici. Minus a. La fel aici voi avea minus a. Rabatele diagrame. Pentru regiunea 3. Am minus a plus x3. Deci ea crește. X3 ia valori 2a. Deci când suntem în 0 va fi minus a. X3 e 0. Iar în celălalt capăt vom avea minus a plus 2a. Deci va fi egal cu a. Este o funcție lineară, da? Este o funcție lineară. Deci undeva la distanța a, deci este egal cu 0. M, Z cu încărcări reale. Pentru prima regiune este 0. Reprezint fibra interioară. Pentru regiune 2. Deci este o funcție, o parabolă. Da? Când x2 este egal cu 0, este 0. Și punctul ăsta este 0. Așa avem rabaterea, este 0. Când x2 este egal cu 2a, vom avea minus q ori 2a la totul la pătrat. Și o să vină minus q ori 4a la pătrat pe 2. Deci minus 2q la pătrat. Minus q pătrat. Și este o parabolă. Gradul 2. Avem rabatele diagrame. Valoarea asta la fel. Este minus 2q pătrat. Pentru regiunea 3. Deci vom avea saltul. 3q pătrat. Da? Și ajunge până în minus. Până în plus q pătrat. În plus q pătrat. Q pătrat. Și este constant pe toată regiunea.
Valorile cu plus pune în interior, da? Deci Q a pătrat. Următoarea etapă. Deci trebuie să aflăm coeficienții. Pentru asta trebuie să înmulțim diagramele una cu alta. Da? De fapt, să integrăm o diagramă cu alta. Eu voi folosi metoda o regulă lui Virescheri. Deci, pentru că diagramele sunt, în primul rând, simple și o să fie ușor să calculez area și să aflu deci valoarea din dreptul centrului de greutate. Dar ce este mai important? O să-mi economisesc timp. În comparație, dacă voi folosi, de exemplu, metoda Castellano sau mor maxim, sau integrare prin mor maxim, da? Mai este încă o formulă care ar permite calculul coeficienților, metoda Simpson, da? Aici voi folosi metoda mor regulă lui Virescheri. Deci o să înmulțesc diagramele, deci diagrama de momente cu încărcări reale, cu valoarea din dreptul centrului de greutate, pe diagrama de momente cu încărcări fictive. Deci delta 1, 1. Este diagrama cu încărcări fictive care se mulțește la ea însuși. Pe E, Z. Deoarece E, Z este constant, îl putem scoate față. Și aici, deci de fapt, este simplu. Deci trebuie să împărțim în figuri simple. De exemplu, prima figură este un triunghi pe regiunea 1. Centrul de greutate se află la o treime de bază sau două treimi de vârf. Da? Și asta va fi figura 1. Iar valoarea dreptul centrului de greutate. Deci asta. Deci va fi egală cu din asemănarea triunghiilor. Deci eu dacă am pentru triunghiul ăsta mare am minus A, pentru triunghiul ăsta mai mic, adică distanța asta. Deci este 2A pe 3. Iar toată va fi 3A pe 3. Da? Iar aici am minus A. Atunci, valoarea din dreptul centrului de greutate va fi minus 2A pe 3. Și pot în principiu scrie. Deci, area triunghiului este baza, deci distanța aceasta, da? A. Ori înălțimea minusul. Ori o doi minimă, ce este triunghi dreptunghic. Și aceasta va fi area primii figuri. Care se mulțește cu valoarea din dreptul centrului de greutate. Minus 2 pe 3. Și reprezintă, da? Plus. Figura numărul 2. Este un dreptunghi. Centrul de greutate a dreptunghiului se află la intersecția diagonalilor sau la B pe 2. Deci baza este 2A, centrul de greutate la B pe 2, deci la mijloc, da? Iar valoarea din dreptul centrului de greutate deci va fi asta, da? Și aici am figura numărul 2. Iar asta va fi valoarea din dreptul centrului de greutate, minus A.
Area. Area dreptunghiului este baza ori înălțimea. Este dreptunghi și se înălțește cu valoarea din dreptul centrului de greutate. Valoarea este constantă pe toată regiunea. Însă. Și asta va fi area 2. Aceasta este valoarea din dreptul centrului de greutate. Pentru figura mea. Plus. Area figurii 3. Deci așa noi putem compune mai multe metode, de fapt. Cea mai simplă o să fie dacă folosim triunghiul ăsta mai mic. Deci noi putem, în principiu, să împărțim într-un triunghi mare și asta tot într-un triunghi mare. Sau putem lăsa așa. De ce? Pentru că latura la triunghiul ăsta va fi A și latura la triunghiul ăsta va fi la A. Deci, în principiu, nu prezintă dificultate să calculăm area. Deci area figurii 3. Și asta va fi figura 3, centrul de greutate pentru triunghi. Deci centrul de greutate a triunghiului se află la două treimi de vârf, o treime de bază, da? Valoarea, de fapt, va fi egală cu valoarea de aici, da? Triunghiurile sunt asemănătoare, se seamănă, sunt egale. Minus 2 pe 3. Area. Este baza. Ori înălțimea și ori valoarea. Și este area triunghiului 3. Asta este valoarea. Plus. Ultima figură. Și la fel este un triunghi. Valoarea din dreptul centrului de greutate va fi 2 a pe 3. Triunghiurile se aseamănă, da? Sunt egale. Deci are pe A ori A ori o doime. Da, deci aici am uitat ce trebuie. Ori o doime. O doime. Este jumătate din dreptunghi, da? Ori 2 pe 3. Deci aceasta va fi area triunghiului sau figurii 4. Asta este valoarea figurii 4. Și acum trebuie să calculăm. Deci, la toate vom avea, în primul rând, da, deci delta 1, 1 întotdeauna va fi pozitiv, indiferent că sunt pozitive valorile sau nu pe diagramă, da? Că se mulțește cu ea însuși. Deci, delta 1, 1 va fi întotdeauna pozitiv. Deci, ce avem aici? Avem A ori minus A ori minus 2. A pe 3 mulțit cu 2, da? Deci, A este la 3. A este la 3-a și este pozitiv la toate. Deci A la 3-a, A la 3. E, E, Z. Ce rămâne aici? Deci aici noi putem, în principiu, reduce 2-ul ăsta și vom avea 1 pe 3. Plus. Aici avem 2. Aici avem 1 pe 3. Și aici, la fel, 1 pe 3.
ducem la același numitor. Zicem că avem 3 în numitor. 3 i z. A la 3. Pe lângă. Avem 1 plus 2 ori 3, 6. Plus 1 și plus 1. Deci, 9. A la 3. 3 i z. Sau 3 a la 3. Pi z. Delta 1, 0. Deci trebuie să mulțim diagramele. Momentul cu încărcări reale cu diagrama cu moment cu încărcări fictive. Prima regiune. Deci area este 0. Da? Ori A. Iar valoarea din dreptul centrului de greutate, deci nu contează. Este 0. Să zicem că e de la jumătate A pe 2, minus A pe 2. Deci asta este valoarea primei figuri. Care nu este, da? Și, de fapt, area primei figuri. Și asta este valoarea primei figuri. Deci, pe prima regiune nu avem nimic. Deci, va fi egal cu 0. Plus. Diagrama numărul 2. Deci, pe regiunea 2. Avem o parabolă. Un triunghi parabolic. Area triunghiului parabolic. Da, deci centrul de greutate. Centrul de greutate se află la 3 pătrimi de vârf sau o pătrime de bază. Și avem nevoie de valoare din dreptul centrului de greutate pe diagrama de moment efectiv. Deci undeva pe aici o să vedem. Da? Pus acolo, acolo. Valoarea va fi minus A. Este constantă, da? Iar area, deci este minus 2qa pătrat, mulțit cu 2a, mulțit cu 1 pe 3. Deci este area triunghiului parabolic. Valoarea din dreptul centrului de greutate, minus a. Deci asta este area figurii 2. Aici am pus așa. Asta va fi valoarea figurii 2. MZ deci pentru prima figură. Putem să o împărțim în principiu în două ca să mulțim cu valorile din dreptul lor. Da? Sau putem lăsa așa și mulțim cu 0. O să primim aceeași treabă. Da? Aici este cu minus, deci vom avea valoare pozitivă cu o valoare negativă, iar aici vom avea valoare pozitivă cu valoare pozitivă. Și ele se anihilează. Laturile sunt egale cu A. De aceea voi împărți într-o singură figură, ca să economisez în timp. Deci figura numărul 3. Este un dreptunghi, centrul de greutate se află la jumătate. Iar valoarea din dreptul centrului de greutate este 0. Area dreptunghiului este qa pătrat ori 2a. Și qa pătrat ori lungime, da? 2a. Iar valoarea din dreptul centrului de greutate este 0.
Este 0. Și egal. Deci asta se anihilează, este egal cu 0. Și asta la fel. Rămâne o singură. Singur parametru. Minus 2. Ori 2 minus 4. Minus 4 pe 3. Deci minus 4. Avem Q, avem A la 4. Și vine cu plus. Avem minus cu minus. Deci minus cu minus de plus, plus 4. QA la puterea 4. 3 e Z. Deci asta este coeficientul delta 1, 0. Delta 1, 1 îl avem. 3 A la 3. Și în principiu putem afla forța X1 din reziv, da? Deci X1 este egal cu minus delta 1, 0. Коефициенту дельта 1 egal минус дельта 1 0 есть 4 q на 4 теперь 4 да и 3 e z яр дельта 1 1 есть 3 а на 3 E, I, Z. Ce vedem noi aici? Noi vedem în primul rând că este A la 3, care pleacă cu 4, 4 de aici de sus. E, I, Z pleacă cu E, I, Z. Și în final primim minus 4 QA pi 9. Deci asta este forța din reazie, care, dacă noi am cunoaște, deplasarea pe orizontală în punctul ăsta ar fi fost 0, pe orizontală. Și, în principiu, ne ajută pe noi să determinăm toți parametrii care aici se cer. Ce mai observăm noi? Calculul a reieșit cu minus. Deci, valoarea forței este minus. Minus 4 QA pe 9. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că forța efectivă aleasă de noi indică faptul că, de fapt, reacțiunea va fi orientată invers. Și acum compun schema de încărcare rezemare echivalentă. Deci, sistemul de bază ales de noi este asta, sistemul echivalent este asta, da? Și avem forța distribuită. Avem momentul concentrat. Și avem forța X1, care de fapt este minus 4 pe 9. Sau reorientăm forța. Deci pot scrie 4 kW pe 9. Mai am o reazim aici. Încastrare. Acesta este 2A, 2A și A. Acum noi am aflat reacțiunea. Putem trasa diagrama de momente, de forțe și de forță traitorie, forță axială, da? Ceea ce se dă în condiția problemă. Și asta vom face. Deci împărțim pe regiuni.
Acum o să fie mai comod să împărțim pe regiuni. Da, să zicem că împărțim la fel cum am împărțit până acum. Atât cum am avea o forță în plus, atât și o să aleg altă împărțire. Deci prima regiune, să spunem chestia asta. X1. X2. Asta. Și X3 noi, în principiu, putem să alegem cum am ales data trecută sau putem alege așa. X3. Atât vom avea nevoie de reacțiune. Deci, aici trebuie să avem VA. Așa. Și moment. Deci momentul este așa. Valorile nu le cunoaștem, o să le fac. Deci am VA. Așa. Și momentul de reacțiune. Scrim ecuațiile de echilibru. Suma proiecțiilor forțelor pe axa orizontală trebuie să dea 0. Deci, în casă este axa X. Axa Y. Prima ecuație. Semnul pozitiv pentru forță va fi spre stânga. Și vom avea HA cu plus minus 4 kWa 9. Alte forțe pe orizontale care pot fi proiectate pe orizontal nu. Deci HA va fi egal 4 kWa pe 9. Ecuația numărul 2. Semnul pozitiv în sus pentru forțe. Deci suma proiecțiilor forțelor pe axa verticală. Este a doua ecuație semnificativă, care poate fi scrisă. Deci vom avea VA din reze. Ce mai avem? Mai avem forța distribuită, care este orientată în jos, minus Q ori 2A. Deci aici o aflăm pe VA, care va fi egal cu 2 QA. Alte forțe care pot fi proiectate pe verticală nu există, da? Dar forța distribuită, uniform. A treia ecuație. Sumă de momente față de secțiunea. Trebuie să dea 0 față de pol. Deci, noi avem în reze momentul EMA, care l-am ales pozitiv, da? Rotește în sensul orar. În punctul C. Deci, în punctul C de figură, deci avem un moment 3 kW pătrat, care rotește în sens trigonometric, deci bine cu minus. Minus 3 kW pătrat. Avem forța distribuită, care va tinde să rotească în sensul orar, deci vine și plus, plus. Q, segmentul pe care este distribuit forța 2A, brațul, de la centru de greutate până la secțiune, deci va fi A.
Și avem forța concentrată, 4 kg pe om, care rotește în sensul orar. Da? Și se rotească în sensul orar. Plus. Brațul este distanța aceasta, care este egală cu A. Și în principiu de aici o putem afla PM. MA va fi egal cu 3 kg pătrat minus 2 kg pătrat și minus 4 kg pătrat pe 9. Aducem un numitor comun, vom avea 27. 27 minus 18. Deci 27 minus 18 și minus 4. 5. Chiar pătrat pe 9. Deci EMA vine egal cu 5. Chiar pătrat pe 9. Toate valorile obținute pentru reacțiuni sunt pozitive. Deci nu trebuie să modificăm direcția sau sensul forței sau momentelor. Și așa vine 4 kg pe 9. Și acum, în principiu, putem trasa diagramul. Deci X1. X1 aparține de la 0 la A. Trebuie să trasăm toate trei diagrame, că așa se cere în condiția problemei. Deci, momentul din covoiere. Trimite. Egal. Forța 4 kg pe 9 întinde fibra inferioară, deci vine cu plus. Brațul este X1. Și avem următoarele situații. Când X1 este egal cu 0, Z este 0. Și a doua situație, când X1 este egal cu A. O avea 4 kg pătrat pe 9. Fortul axial. N. N de X1. Deci nu avem nicio forță care să întindă sau să comprime bara. Nici distribuită, nici concentrată. Asta înseamnă chestie 0. Și atunci când X1 este egal cu 0, este 0. Și atunci când X1 este egal cu A. Este o constantă, egal cu 0. Forța tăietoare. T de X1. Deci forța tăietoare va fi cu minus. Și este o constantă. Este o constantă și atunci când X1 este egal cu 0, și atunci când X1 este egal cu A. Deci pentru prima regiune am trasat diagramele, da? De fapt am scris funcțiile. După aia vom trasa diagramele. Pentru regiunea 2. Deci regiunea 2 este din punctul ăsta, din 0 până la 2A.
avem aici. Deci momentul e mi z. E mi z de x2. Deci vom avea momentul concentrat produs de 4 kA pe 9, ori care întinde fibra interioară. Iar forța distribuită uniform comprimă fibra interioară. Deci cu minus. Q ori x2 ori x2 pe 2. Și acum. Mz când x2 este egal cu 0. Când e 0, atunci x2 este 0. Am să mai scrie aici încă o dată. Deci 4 qa pătrat pe 9 minus q x2 la a doua pe 2. Deci când x2 este 0, ne rămâne doar 4 qa pătrat pe 9. Mz când x2 este egal cu 2. Deci în loc de x2 punem valoarea 2a. Și ce obținem? Obținem 4 qa pătrat pe 9. No, nu depinde de x2. Minus. Q ori 2a totul la pătrat vine minus 4 qa pătrat pe 2. Deci minus 2 qa pătrat. Aducem la numitor comun. 9. Deci vom avea 4 minus 18. Minus 14. Pe 9. Efort axial. Ia. Pe regiunea 2. Forța 4 qa pe 9, da? Deci întinde bara care este notată aici prin cd, da? Deci întinde bara cd. Deci întinde bara cd. Deci va fi cu plus, pentru că bara se întinde. 4 qa pe 9. Și este o constantă. Nu avem forță distribuită. Uniform, neuniform, nu contează. Ce este o constantă pe toată regiunea. Deci, graficul funcției va fi o constantă. Deci când x2 este egal cu 0, vom avea 4 qa pe 9. Și când x2 este egal cu 2a, 4 qa pe 9. Forța tăietoare. Forța tăietoare va fi crescătoare din cauza forței distribuite. Deci t de x2 va fi egal cu q, va fi o funcție lineară. Q este distribuită uniform. Și este distribuită pe x2. Acum avem două situații. T când x2 este egal cu 0. Egal cu 0, t când x2 este egal cu 2a. Și este fost da. Deci, 2q. Uite așa. Și ultima regiune, x3. X3 aparține de la secțiunea A până în C, da? De la 0 la 2A. Momentul. Mz x3. Aici avem un moment concentrat care întinde fibra interioară. 5 qa pătrat pe 9. Deci va fi cu plus. Aia forța HA, care la fel
Va întinde fibra interioară. Deci rotește față de pol în sens orar și va fi cu plus. Deci forța H care e 4 kg pe 9. Iar brațul pentru că așa este x3. Și în principiu altceva nu mai avem. Nu avem nici forțe distribuite, nu avem momente distribuite, nu avem nimic. Avem două situații. Prima situație, când momentul MZ este în reazie. Și avem moment concentrat. Deci x3 egal cu 0. Va fi 5 Q a pătrat pe 9. Și când x3 este egal cu 2a. Vom avea, deci 2a ori 4qa este 8qa pătrat pe 9 plus 5qa pătrat pe 9, 13qa pătrat pe 9. Efort axial, n. Deci avem forța 2qa de a, da? Forța concentrată, care intră în secțiune, deci comprimă în bară. E minus 2 kg. Forță distribuită pe regiune nu avem, deci rămâne constantă. Deci n-ul când x2 este egal cu 0, va fi egal cu minus 2 kg. Și efort axial. Sau n-ul când x2 este, când x3, x2 este egal cu 2a, fel va fi egal cu minus 2Q. Este o constantă, deci nu depinde de X3. Forța tăietoare. T de X3. T Y de X3, da? Forța tăietoare. Deci forța tăietoare este 4Q pe 9. Și este pozitiv, da? 4 kg pe 9, nu avem forță distribuită, nu mai avem nimic. Deci T-ul când X3 este egal cu 0, egal cu 4 kg pe 9. T-ul când X3 este egal cu 2A. Este egal cu 4 kg pe 9. Putem trasa diagramele. De moment. Din covoiere, cel mai important. Și asta va fi diagrama EMZ. Așa. Deci, pe regiunea 1 este 0. 0, 4 Q pătrat pe 9 și este funcție lineară. Este o funcție lineară. Pentru regiunea 2. Pentru regiunea 2, MZ este o funcție parabolică. X2 este la 2, da? Așa. Deci, când este 0, este 4 kg pătrat pe 9. Vom avea rabaterea. Și în cealaltă parte vom avea minus 14 kg pătrat pe 9. Minus 14. Aici.
Este o parabolă. Abaterea. Aceasta este valoarea pentru ambele. Deci avem rabaterea și px3. px3. Deci când x3 este egal cu 0, este 5 qa pătrat pe 9. Și când x3 este egal cu 2a, 13 qa pătrat pe 9. Funcție lineară. Depinde de x3, da? Și acum putem verifica diagrama. Deci, pe schema de încărcare, eu am moment concentrat MA, aici în secțiunea trebuie să am moment concentrat cu valoarea de 5 kW pătrat pe 9 și la. Este pozitiv când tinde fibra. Am moment concentrat în nodul ăsta. 3 kW pătrat și trebuie să am salt aici. Egal cu valoarea în modul saltului. Deci 3 kW pătrat. Așa, deci 14 plus 13, 27 plus 9, da, deci 3 kW pătrat. Am forță distribuită aici, trebuie să am parabolă și am parabolă. Deci, în principiu, diagrama este corectă. O să verificăm mai târziu. Deci, pentru fiecare nod în parte, da? Aici doar o să reprezint fibra interioară. Să fie clar cum este trasată diagrama și ce valori am. Asta este cablu. Forța tăietoare. Să fie forța axială, nu mai țin minte care am luat. Deci, fibra interioară. Motorul este el, port axial. Pentru X1 este 0. Pentru X2 este 4 kW pătrat și cu plus. Deci 4 kW pe 9. Și este constant pe toată regiunea. Și întinde bara. Și iese din secțiune. Px3 minus 2 kW. Comprimă secțiune.
valorile negative, deci sunt sub fibră, da? Și asta este diagrama de efort axial și diagrama de forță stăitoare. Forță tăietoare. Forța tăietoare pe X1 minus 4Q/9. Este constant pe toată regiunea. Așa, forța tăietoare pentru regiunea 2. Forța tăietoare pentru regiunea 2 este 0 până la 2 kW. Și este funcție lineară. Ceea ce este 0 până la 2 kW. Pentru regiunea 3 este cu plus 4 kW pe 9. Și asta este diagrama de forță tăietoare. Da, deci în principiu am răspuns la întrebările astea. Să mă cere deplasarea delta LK. Dar ar fi bine să validăm. Să verificăm deci calculul. Cum verificăm? Deci noi avem diagrama de momente reale, da? Pentru sistemul ăsta, calculat pe sistem echivalent, care mulțit, de exemplu, cu un alt sistem de bază, inclusiv și ăsta în punctul de interes, da? Trebuie să dea aceeași valoare. Trebuie să dea 0. Trebuie să dea 0 și la noi smăcere și deplasarea în punctul K. Deci la mijlocul barei de sus. Nu este aplicată forța distribuită. Da, deci cum putem valida? Deci prima validare. Alegem același sistem de bază, adăugăm forța fictivă, deja este adăugată, și deplasarea în punctul E, dacă noi am calculat corect MZ-ul ăsta, trebuie să dea 0. De ce? Deoarece aici are în greze. Deci asta este prima verificare, cea mai simplă. Trebuie să dea 0. Și în principiu se verifică toată problema. A doua verificare. Deci a doua verificare, de exemplu, alegem două sisteme de bază. Da, de exemplu, 2, 4, 5, 1. Pentru el calculăm, de exemplu, într-un punct oarecare, deplasarea sau rotirea. Nu contează în ce punct. Calculăm deplasarea sau rotirea.
Deci ele tot trebuie să fie egale. Dacă dau egale, atunci problema este verificată. A treia verificare este să rezolvăm aceeași problemă într-un alt sistem de bază. De exemplu, un sistem de bază numărul 2, 4 sau 5. Deci eu am să fac verificarea pentru sistemul de bază numărul 1. Deci eu am să înțeles, de fapt, diagrama de momente din coerie reale. Da? Cu diagrama de momente fictive. Emisit fictiv. Dacă dă 0, atunci e bine. Mă rest că o am trasat. Deci VE trebuie să dea 0. Trebuie să dea 0, o să vedem dacă dă 0 sau nu. Deci avem diagrama de momente cu încărcări finale, da? Deci asta care am trasat-o aici. O mulțim cu ce? Cu diagrama de moment fictiv. E, Z. Egal. E, Z este constant. Scoatem în afară. Și diagrama aceasta trebuie să o împărțim în mai multe figuri. De exemplu. Prima figură. Vedeți că este dreptunghiul ăsta. Area dreptunghiului este baza ori înălțime, centrul de greutate este la mijloc. Și avem nevoie de valoarea de pe diagrama de momente fictive. Uite de aici. Care va fi egal cu 0. Da? Este egal cu 0. A doua figură este un triunghi. Iar valoarea de centrul de greutate va fi valoarea de aici. Lungimea este 2A. Deci pe noi ne interesează. Deci lungimea este 2A. Pe noi ne interesează la 4A pe 3. 4A pe 3. Deci la o treime. Deci valoarea de aici, de fapt, va fi minus 1 pe 3A. Pentru figura numărul 2. Figura numărul 3. Aici este ceva mai complicat. Deci aici vom avea un triunghi. Înseamnă așa mai... Ok. Deci aici avem un triunghi. Asta va fi figura numărul 3. Cu centrul de greutate la o treime de bază, două treime de vârf. Da, va fi A oricum. Deci încă asta este valoarea. Pentru figura 3. Minus A. Da, este ușor. Aici avem aceeași valoare. Este o constantă. Funcția este o constantă. Figura numărul 2. Avem un segment parabolic. Centrul de greutate la mijloc. Și mai avem un triunghi. Aici. Asta va fi figura numărul 5. La fel. Deci va fi A la centru de greutate. Deci asta va fi valoare de dreptul centrul de greutate. Minus A. Iar pentru segmentul parabolic, asta, da? La mijloc. Și avem un triunghi. Figura numărul 6. Un triunghi. Iar valoarea din dreptul centrul de greutate, de fapt, a fost calculată anterior. Deci minus 2A pe 3. Integrând, trebuie să primim 0. Dacă nu primim 0, înseamnă că undeva a fost făcut o gafă. Prima figură. Este un dreptunghi cu baza 2A înălțime 5QA pătrat 9 iar valoarea din dreptul centrului de greutate 0.
Și asta este area primei figuri, iar aceasta este valoarea din dreptul centrului de greutate pentru prima figură. Aici. Plus. Area figurii numărul 2 este un triunghi. Așa, deci triunghiul are baza 2A. Înălțime. Înălțimea este 13 Q pătrat pe 9 minus 5, 8. 8 Q pătrat pe 9. Și este triunghi dreptunghic, deci ori o doime. Aceasta este area triunghiului. Valoarea din dreptul centrului de greutate este minus 1 pe 3 A. Figura numărul 3. Un triunghi. Cu înălțimea minus 14 QA pătrat. Pe 9 ori 2A ori o doime. Deci asta este area triunghiului. Figurii 3. Valoarea din dreptul centrului de greutate este minus A. Este o constantă. Plus. Pentru figura numărul 4. Pentru figura numărul 4. Deci noi ce avem nevoie? Noi avem nevoie de încărcare. Să vedem încărcare. Încărcare este Q. Deci area va fi Q. Și este pozitiv licidie, deoarece este sub linie. Da? Deci Q. Lungimea care este distribuită este 2A. Da, i-am pus. Da. Deci 2A. Latre pe 12. Și asta este area parabolii. Da? Segmentul ăsta de parabol. Și valoarea din dreptul centrului de greutate minus A. Figură. Este un triunghi cu latura 4 QA pătrat pe 9. Lungimea 2A. Și este triunghi dreptunghic. Și asta este area figurii 5. Valoarea din dreptul centrului de greutate minus A. Asta este pentru figura 5. Figura numărul 6 este un triunghi. Area triunghiului. Deci va fi 4 QA pătrat. 4 QA pătrat pe 9. Lungimea A este triunghi 1 pe 2. Valoarea din dreptul centrului de greutate. Minus 2A pe 3. Și asta este area. Și asta este valoarea figurii 6. Are triunghiul și este tot triunghi, da? Dar
Aici avem plus. Plus 4Q a pătrat. Era aici minus, da. Egal. Deci E Z rămâne. Deci la toate avem Q A la a patra. Și ce ne rămâne în paranteză? Ne rămâne următoarele. Deci 2 ori 5 pe 9. Ori 0. Plus. Aici valoarea vom primi cu minus. Deci 2 este în principiu cu 2 este pleacă. Rămâne 8. Minus 8. Pe 9 ori 3. Plus. Minus cu minus fac plus. 2 cu 2 pleacă și avem 14 pe 9. 14 pe 9. Deci 14 pe 9. Da, și este plus, minus. 2 la 3 este 8. 8 pe 12. Aici la fel minus. 2 ăsta pleacă, ăsta pleacă. Va fi minus 4 pe 9. Iar aici jos ce avem? Tot minus. 2 este cu 2 este pleacă. Și va fi plus, minus 4 pe 27. Minus. Sau de fapt Q la puterea 4 pe E e Z. Și acum trebuie să ne gândim cum putem reduce. Deci aici dacă noi reducem prin 4, vom primi 2 pe 3. 2 pe 3. După care, ce trebuie să facem? Trebuie să mulțim, da? 2 pe 3. 2 pe 3. Și aici vom avea 2 pe 3. Aici avem 9 ori 3. 27 va fi comun. La toate. Aici ce trebuie să facem? Aici asta pleacă. Aici primim 27 minus 8. Plus 14 ori 3. 42. Minus 9 ori 2, 18. Minus 12 și minus 4. Așa, deci minus 8, minus 12 fac minus 20, minus 20, minus 18, minus 38, minus 38, minus 4, minus 42, minus 42 plus 42, de 0. Deci s-a verificat. Deci toate calculele care au fost făcute până acum sunt corecte. Și diagrama trasată este corectă. Ce se mai cere de la noi? Se cere următorul fapt. Deci să aflăm deplasarea în punctul K. Deplasarea în punctul K. Delta LK. Deci, în principiu, putem folosi aceeași schemă, care a fost folosită anterior, dar putem folosi și o altă schemă. Și asta aș vrea să arăt. N-am reușit să arăt la... De fapt, n-am reușit să arăt la seminar. Deci, ce putem noi face pentru a calcula deplasarea? Putem să alegem un alt sistem de bază. De exemplu, sistem de bază numărul 2. Să punem pe ea forță echivalentă, forță fictivă. Acum, trasăm diagrama de momente fictive,
funcție de forța aia fictivă. Și mulțim diagrama primită cu forța fictivă. Deci diagrama aceasta cu diagrama nouă. Și aceasta ne va da deplasarea în punctul K. După cum v-am spus mai înainte, da? Deci noi putem valida calculele dacă, de exemplu, calculăm pentru diferite sisteme de bază deplasarea sau rotirea într-un punct oarecare. Și asta am vrut să vă arăt. Că, de fapt, noi putem să alegem alt sistem de bază, iar calculul oricum o să fie corect. Da? Deci, am ales sistemul de bază numărul 2. Asta. Am adăugat o forță fictivă în punctul K. Și asta și vom face. O forță fictivă. Și pentru sistemul ăsta trasez diagramă de eforturi. Deci evident că aici va permite deplasarea în jos. Ce vom avea? Vom avea așa. Aici HE VA. Acestea sunt reacțiunile și o forță E. Deci scriem pentru sistemul ăsta. Suma proiectelor forțelor pe axa X egal cu 0. Deci vom avea HA minus HE egal cu 0. Deci aflăm că HA trebuie să vină egal cu HE. VA, suma proiecțiilor forțelor pe axa verticală. Da, axa orizontală va fi asta, verticală aceasta, da? Trebuie să dea și el 0, ca să fie în echilibru. Aceasta este ecuația numărul 2. Și vom avea, deci VA minus 1 egal cu 0. Deci nici VA va fi egal cu 1. Și sumă de momente față de punctul A. Trebuie să dea 0. A treia ecuație semnificativă. Deci VA așa nu intră în ecuație. Rămâne 1 care rotește în sensul orar ori brațul A până la poloa și HE care rotește în sensul trigonometric. Deci o să vină minus HE. Figura. De ce o putem afla pe HE? HE va fi egal cu 1. Cu A pe A, da? Cu 1. Dacă HE este egal cu 1, atunci HE va fi egal cu 1. Deci HE este 1, HE este 1, GA este 1. Și toate forțele sunt egale cu 1. Și acum putem trasa diagrama MZ fictiv. Deci pentru prima vom avea HE-ul. Eu voi trasa-o direct. Da? HE-ul comprimă fibra și va fi 0 aici și minus A aici. Avem rabaterea diagramei, minus A. Până la jumate. Egal cu minus A. Minus A. Forța 1, deci comprim fibra inferioară. Și vom ajunge până în minus 2A, aici.
atunci putem rabate diagramă. Doia și forța 1 deja nu mai intră în ecuație, avem doar HE egal cu 1. Care întinde fibra inferioară. Brațul sau lungimea este 2, 2-a, vom ajunge în 0. Da, deci asta este diagrama de moment fictiv. Și acum deplasarea în punctul K. Delta LK. Sau VK. O să vină egal cu E mi Z. Ori E mi Z fictiv. E mi Z. Pe lângă. Deci pentru prima figură. Avem un dreptunghi. Un dreptunghi cu 5 Q a pătrat pe 9. Lungimea 2a. Și asta este area dreptunghiului. Area primei figuri. Area dreptunghiului. Avem nevoie de valoare din dreptul centrului de greutate, la jumătate. Deci la jumătate va fi minus A. Și asta este area primei figuri. La jumătate. Plus. Figura numărul 2 este un triunghi cu latura 8 Q a pătrat pe 9. Lungimea 2a și o doime. Este triunghi dreptunghic. Valoarea din dreptul centrului de greutate, diagrama de momente fictive, cât va fi? Deci o treime, deci undeva pe aici, avem nevoie de valoarea din dreptul centrului de greutate, cât va fi asta. Dacă asta este 4 pe 3 A, iar toată este 2 A, iar asta este minus 2 A, deci asta va fi minus 4 pe 3 A. Minus 4 pe 3 A. Și asta este area figurii numărul 2 a triunghiului, da? Deci asta este valoarea din dreptul centrului de greutate pe diagrama de momente fictive. Deci mai verific o dată. Și dacă adaug 2, da. Și minus 4a pe 3. Bun, figura numărul 3. Este un triunghi. Înălțimea minus 14. Lungimea 2a. Ori o doime este triunghi. Și asta este area triunghiului. Da? Care aici este notat prin 3. Valoarea din dreptul centrului de greutate va fi undeva pe aici. Deci dacă asta este minus A, iar asta este minus 2A, deci distanța asta va fi A, asta va fi minus A, plus A pe 2, minus 3 pe 2A. Deci pe mine mă interesează la treime.
Nu, nu este minus 4, minus 4 pe 3. Așa, deci pe mine mă interesează la o treime. Aceasta este minus 2a. Minus 2a, valoarea din dreptul centrului de greutate, deci va fi la o treime. Deci la 2 pe 3, la 4 pe 3a. Da, deci la 4 pe 3 4 pe 3 Și asta este o treime. Da, minus 4 pe 3a. Și asta este area a treia figură a triunghiului, da? Și asta va fi valoarea. A, da, aici am un trapez ceva de tipul ăsta. Pus. Am un segment de parabolă. Area este Q. Și este pozitiv, deoarece este în jos. Ori 2e la 3. Pe 12. Și asta este area. Iar valoarea din dreptul centrului de greutate e egal cu minus A. Este fix la mijloc aici. Area la figura numărul 3. 4 kg pătrat. Da, aici e figura numărul 4. Este un segment de parabolă. Dar aceasta este valoarea segmentului de parabolă. Și o să reprezintă, reprezintă așa cum. Și fix la jumătate. Plus. Area triunghiului 4 QA pătrat pe 9 2A. Ori doină. Și asta este area triunghiului. Figura 5. Valoarea din dreptul centrului de greutate. Deci aici este o constantă, minus A. Da? Indiferent unde va fi, va fi undeva pe aici, dar oricum valoarea va fi minus A. Valoarea pentru figura numărul 5. Arată că este o constantă, plus. Și pentru ultima figură, deci un triunghi, 4 QA pătrat pe 9. Ori A, ori o doimă. Ori o doimă. Și valoarea din dreptul centrului de greutate, deci va fi minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3a. Deci asta este area figurii 6 în triunghi. Și asta este valoarea figurii 6. Area figurii 6. Egal. Nu prea am spațiu aici. Deci, ce am în comun? Am Q, am A, la puterea 4, E, Z. E, Z. Și cine rămâne? Rămâne 5 pe 9 cu minus. Deci 5 pe 9 cu minus. Ori 2, deci 10 pe 9. Minus 1,11. Cred că o să vă zic valoarea finală. Și am așa. Nu mai am orice spațiu. Și am să scriu undeva pe aici alături. Deci minus 1,1 perioadă, da? Deci este valoarea arii 1, da? Ori, da, deci area ori valoarea.
Pentru 2. Deci la fel vine cu minus. 2 ăsta cu 2 ăsta pleacă. Voi avea 8 ori 4. 32 pe 9 ori 3. 1,185. Deci minus 1,185 în perioadă. 185 este în perioadă. Deci pentru figura 2. Pentru figura 3. Astea două pleacă. Voi avea 14 ori 4 pe 9 ori 3. Și este cu plus. 9, 3. 2,074 plus 2,074. 0,74 este în perioadă. 4. Valoarea vine cu minus. Deci, 2 la 3 e 8. 8 pe 12 0,6 în perioadă. El normal ar fi să ducem tot la numitor comun, dar nu mai am spațiu și nu mai vreau să cheltuie pagina nouă. Deci 2 ăsta cu ăsta pleacă, va fi cu minus valoare, 4 pe 9. 0,4 în perioadă. Și pentru ultima, deci am așa, 4 pe 27, cu minus. 0,148 în perioadă. Deci astea sunt valorile. Dacă adunăm toate astea. Deci o să dea minus 1,48. Încă o dată. Deci 1. 1,45. Deci la 0,6. Prima figură, a doua, a treia. A patra. Da, deci aici este cu minus. Mă uit că îmi dă o valoare foarte, foarte mică. E aproape ca locul 0. O să văd acum. 1,1 minus 185 plus 2,074 minus 0,6 minus 0,4 minus 0,148. Da, într-un final am obținut 1,48. 1,48. Deci 1 minus 1,48. 1,5. Deci asta va fi deplasarea. Minusul din față ne indică faptul. Deplasarea, de fapt, va fi invers.
Deci noi am aplicat forță efectivă în jos, dar în realitate, din cauza încărcărilor exterioare, deci punctul ăsta se va deplasa în sus. Eu l-am pus, EZ. Da, aici problema este full. Am făcut-o, da? După cum vedeți, este destul de laborioasă. Voi trebuie să vă străduiți la olimpiadă, să răspundeți doar la întrebări. Da? Dacă puteți trasa diagramele direct, atunci trasați-le direct. Așa veți economisi timp. Dacă știți deja sistemul de bază, alegeți deodată, nu mai reprezentați toate sistemele de bază. Da? Și nu neapărat să mergeți așa. Deci algoritmul ăsta care l-am prezentat trebuie să fie la voi în cap. Iar la olimpiadă, deci trebuie să rezolvați cât se poate mai rapid.